Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să le explicăm telespectatorilor, domnule Pârvulescu, mișcările în zigzag pe care le face conducerea PSD. În primul rând, a spus-o și dumneavoastră, o conducere interimară, ceea ce înseamnă că nu are întreaga legitimitate pe care o dă un congres care votează președintele. Pe de altă parte, știm deja că există niște tensiuni. S-au acumulat mai mult în ultimile săptămâni, tensiuni interne. Mă refer pe de-o parte la faptul că domnul Negoiță, primarul sectorului 3, a părăsit PSD-ul, ceea ce a creat o tensiune suplimentară și că domnul Teodorovici a anunțat candidatura la președinția partidului și cere un congres cât mai rapid. Cred că și în contextul ăsta trebuie înțeles ceea ce se întâmplă în Senat. Din câte știu, domnul Teodorovici este senator și a fost coleg de guvern cu domnul Cazanciuc, președintele interimar al Senatului, apropo de interimate. Pe de altă parte, pentru că mie mi se pare că există o critică implicită pe care domnul Cazanciuc o face Camerei Deputaților. Legea atât de criticată, sigur, a fost propusă de guvern, dar a fost modificată în Camera Deputaților. Or, ceea ce sugerează este că îi se reproșează domnului Ciolacu că nu a fost suficient de atent, că juriștii săi, că echipa din Camera Deputaților nu a fost suficient de atentă și că a permis o lege care conține foarte multe probleme. Care probleme? Am văzut cu toții că domnul Raed Arafat a transmis Senatului, Comisiei Juridice din Senat, o analiză comparativă relativă în care demonstrează că ceea ce se întâmplă în alte câteva state din Uniunea Europeană este asemănător cu ceea ce se propune în România și că, în fond, în condiții ca cele actuale de epidemie, nu prea ai foarte multe soluții. Pentru că problema care se pune este cea a izolării și carantinării, după cum ați spus. Se consideră de către unii că izolarea și carantinarea ar fi foarte periculoase pentru că ar pune în discuție drepturi și libertăți cetățenești. Mă gândeam, regulile de circulație sunt la fel de periculoase și pun libertăți, libertatea de mișcare, de a traversa pe unde vrei, de a merge cu ce viteză vrei. Și totuși le acceptăm cu toții de 120-130 de ani ca fiind niște reguli absolut normale pentru conviețuirea împreună. În egală măsură și regulile despre care vorbim în condiții speciale, cum sunt cele de epidemie, pot fi înțelese. Ați amintit dumneavoastră la un moment dat despre poziția pe care o are domnul Marcel Ciolacu în cadrul partidului CEA de lider interimar. Acesta așteaptă confirmarea ca șef plin al Partidului Social-Democrat și de aici poate ar fi și o legătură cu acest zigzag. Faptul că își dorește să asculte și diferite voci din cadrul partidului care spuneau numai departe de astăzi că ar trebui să ascultăm vocea poporului. Ce ar putea să însemne această voce a poporului, domnule Pârvulescu? Nu știu, poate trebuiau să traducă exact, pentru că eu întotdeauna am avut dificultăți cu conceptele generale. Cine este poporul? Constituția spune foarte clar, nimeni nu poate să își revendice această denumire. Constituțional discutând, nimeni nu-i poporul. Suntem toți împreună în diversitatea noastră. Dacă vocea poporului este vocea celor care protestează împotriva măștii și a gesturilor barieră, atunci e o parte a societății, nici nu știu cât de numeroasă și probabil în mare măsură intoxicată de teoriile conspirației care circulă și care sunt foarte ușor de credibilizat într-o societate extenuată de carantină, cum este cea românească. Moțiunea și congresul sunt cele două fete Morgana pentru domnul Ciolacu și pare că așa rămân. Moțiunea de cenzură. Da. Moțiunea de cenzură care rămâne din ce în ce mai improbabilă, deși fusese anunțată și asta pentru că atâta vreme cât există în continuare o situație epidemiologică dificilă și starea de alertă se prelungește, promisiunea PSD-ului este că nu pune în primejdie stabilitate. Deși întârzierea votării legii despre care vorbim, care a fost asumată de Senat, nu de PSD integral, de altfel înțeleg că astăzi în conducerea partidului s-a discutat votarea legii, dar cu amendamente, ceea ce e de înțeles. Pentru că, până la urmă, e un joc pe care putem să-l înțelegem. Vreme de două luni de zile, președintele și guvernul Orban au avut prima scenă. S-a creat o frustrare în rândul PSD-ului. Încearcă să recupereze. Folosește orice posibilitate pentru a demonstra că are majoritatea în Parlament. Dar, dincolo de asta, problema importantă este cea a securității sanitare și naționale
a românilor. Pentru că securitatea sanitară este o parte a securității naționale. Și asta prevalează pentru partidele parlamentare? Ar trebui, dacă mă întrebați pe mine. Sau totuși parcă este o luptă pentru capital politic, pentru electorat, pentru satisfacerea unor... Poate că, crezând că acel popor pe care vor să-l reprezinte este mai degrabă adversar al gesturilor barieră și căzând poate în plasa teoriilor conspirației, cred și aceștia că ceea ce se întâmplă în momentul de față în România și în toate țările din jur, cu excepția Ungariei, este o contrafacere. Pentru că altfel nu pot imagina despre ce discută. Pentru că a spune că, bun, în România se întâmplă ceva, bun, s-ar putea accepta. Dar același lucru se întâmplă în Bulgaria, în Grecia, în Serbia, în Muntenegru, care declarase că este țară liberă de COVID, în Croația, Slovacia, Cehia, Slovenia, Ucraina, Republica Moldova, Rusia, Belarus. Deci toată zona, toată Europa Centrală, cu excepția Ungariei, v-am spus, care este o ciudățenie statistică pe care poate o să o înțelegem cândva, toate celelalte țări au această problemă a creșterii exponențiale a numărului de cazuri din cauza relaxării. Ori, în condițiile astea, ați văzut, încearcă să introducă tot felul de restricții Bulgaria, Serbia. Ungaria a introdus restricții foarte dure care afectează cetățenii români care tranzitează această țară. Asta arată că există în momentul de față un risc. Un risc care este legat în mare măsură de relaxare și de nerespectarea gesturilor barieră. Pentru că vă întreb, pentru că dădeați niște exemple din Germania și așa mai departe. Există o temere acolo, dar nu există o creștere exponențială a numărului de cazuri. Ce invit să facă pe telespectatorii dumneavoastră este un exercițiu simplu. În fiecare zi mă uit pe Johns Hopkins University să văd care este evoluția curbei. Și în Occident curba rămâne în continuare jos. Numărul de cazuri rămâne relativ redus. Se tem, avertizează, dar nu au creșterea care există în România. Adică am avut totuși cel mai mare număr de cazuri de la începutul epidemiei până acum. Și asta ar trebui să ne îngrijoreze. Bun, cine ar avea interes, din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Pârvulescu, pentru răspândirea informațiilor legate despre neexistența acestui virus sau despre faptul că nu este suficient de periculos încât să pună viața oamenilor în pericol? Probabil ați văzut și dumneavoastră a crescut în ultima vreme numărul celor care se îndoiesc. Eu nu sunt convins că a crescut. Eu cred că a fost mereu mare, pentru că oamenii aceștia sunt, au fost întotdeauna partea societății românești și au fost neîncrezători, în autorități, spre exemplu. Problema e că unii au știut acest lucru și au știut cum să speculeze. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este simplu. Cei care vor să dezorganizeze România și țările din Uniunea Europeană. Și, spre exemplu, faptul că ne-am putea gândi la Rusia nu este deloc surprinzător, pentru că există un site al Uniunii Europene, EU versus Dezinfo, care prezintă nenumăratele cazuri de intoxicare și manipulare pe care media rusească și sateliții săi din țările din jurul Rusiei, inclusiv din țări apropiate României sau din România, le fac. Manipulările pe care le regăsim apoi în teoriile conspirației care circulă în mod liber prin România și care se dovedesc în final a fi mai nocive decât COVID-19. Asta pentru că sapă încrederea societății în autorități. Partidele, cum este cazul partidelor majorității parlamentare, intră în acest joc, care e un joc riscant, încercând să profite. Vor merge până la capăt? Părerea mea este că nu, că interesul național va prevala. Dar profită de această situație care este dificilă pentru guvern în momentul actual. S-au făcut și greșeli din partea autorităților care să slăbească din încrederea oamenilor? Cu siguranță a fost considerată mai puțin periculoasă această strategie. A fost cunoscută. De la început din februarie circulă aceste zvonuri legate de Bill Gates, legate de laboratoarele care au fabricat, legate de interesele politice, de conspirație, adică. Dar s-au înregistrat și s-a dat din număr. S-a considerat că situația este normală. Bine, nu e normală. Aceste lucruri devin din ce în ce mai grave și periclitează stabilitatea acestor state, nu numai al României. Probabil că ar fi trebuit să se gândească o strategie mult mai inteligentă de contracarare. Sigur, și la case mai mari s-a întâmplat, Statele Unite, sigur, și așa mai departe, dar asta nu ne mulțumește, pentru că suntem în prima linie. Ei sunt mult mai departe. Noi suntem în prima linie și ar trebui să avem o percepție mult mai clară a primejdiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și explicații, domnule Pârvulescu. Vă mulțumesc și eu.